toate alegerile cu putința noastră, între care astea care vin acum pe sunt comasate, adică locale și europarlamentare, da. ce-ți venit de candidez la europarlamentare? Am spus în, în primul zi de implicare că ai enumerat la început, regizor, ai da. uitat producător și scenarist. Ah, adică da. aproape toate filmele și serialele, mai ales, mi-am scris și scenariul, da? Și atunci, ca să verific lumea ce vă, n-ai nicio șansă la. Cel mai bine aprins stegulețul cu președinția, da? Uh -huh. Președinție. Și a zis lumea, bă, n-ai față, n-ai față, nu știu Între timp, văzând fețele celorlalți așa ca la, ca la un uh, jur fix, așa ca la o mimă se juca înainte pe blocuri, sau chiar la o ședință de spiritism, am spus, bă, dacă ar fi unul, așa, as se ascult limba, cultura, educația, sinceritatea, uh, patriotismul, uh, câteva idei, pentru că este absolut aberant uh, uh, să crezi, cum cred unii adversari care îmi scriu anonim pe astea sociale, bă, dar ce, ce, tu ești specialist în circ și eu zic, da, ăștia de 35 de ani ce ne-au oferit, da? Păi da, da, trebuie să ai educație politică. Cine are educație politică? Într-un fel, singurul care a avut educație politică a fost Iliescu, că a fost crescut la Moscova, în, -un, pentru un anume traseu, da? Constantinescu nu știu ce viață, ce educație politică a avut, Băsescu și actualul chiar cred că și erau cunoscuți ca și comercianți acolo, am stat destul prin media și pe acolo și făceau, fac halviță ei, știi? Fac niște chestii de astea, de târg, știți. Da, uh, e bună. Și mici meseriași, da. Într-adevăr, când au fost expediați din Germania cu 500 de ani în zona Bayernului, uh, au venit cu creșterea animalelor și cu fabricarea așprițului, adică vinului. Ai să vezi în toate zonele, în toate satele săsești, o, o, o strugure din ceramică și tradiția creșterii vacilor, în mod special, da? Bun. Uh, Ce-mi veni, zic, bă, uh, ca... O să ajung să candidez și la Cotroceni, văzând uh, echipa, știi? Mergem undeva, ne dăm cămășile jos, pe la Vama Veche, pe la Eforie. Bă, hai mă să facem un fotbal. Tu de unde ești, mă, Dumitrescu? Din Uași. Tu de unde ești, mă? Din Constanța. Tu din Argeș. Și eu din Timișoara. Haide, mă, nevestelor. Beră, beră, și știi un fotbal, cine pierde de berea. Uh, îți dai seama în câteva secunde... Cam cine e mai bun, cine e mai prost, cine vrea doar să stea fără nevastă două ore și așa mai departe. Ei, nu sunt convins absolut deloc că vreunul dintre ceilalți candidați pentru Cotroceni e mai prează. Deci tu te antrenezi acum la europarlamentare. Eu vreau să, văd, din... da, vreau să văd, în primul rând, ce face, ce înseamnă acest partid Diaspora Unită. Pentru că mi-a atras atenția un lucru foarte simplu. Când am încercat ceva cu Verzii, Bă, am zis, dar noi nu facem acțiuni. Acțiuni? Ce poți aștepta de la unul verde? Să cu iarba, cu copacii, cu aerul, în primul rând, da? Bă, zic că ăștia cine sunt în albastru? Toată ziua prin păduri, cu jandarmeria, cheamă, somează, opresc camioane. Păi zic că asta ar fi trebuit să facă un partid care, căruia îi pasă de uh, calitatea vieții, cel puțin uh, botanice, să zic, știi? Și atunci am zis, ia să vedem care e treaba. Mai sare câte un prost și zice, bă, dar nu reprezintă toată diaspora. Evident, cum nici Al Pacino nu reprezintă toată actorimea sau toate Oscarurile, da? Te duci și îți votezi care și PSD o diasporă politică. Da, au mai mulți. și cu duceți-vă, frate, și... Dar tu nu te pricep la politică. Eu am făcut vreo 15 ani chestiunea zilei și tot așa nu mi a rezistat niciun politician cum ar veni uh, Bun, din Da, part... erau tot și alta a luat pe vremea aia politicienilor. E... Era puțin mai multă frică. Era puțin mai multă frică și mai multă identitate politică. Adică nu ți-ai fi închipuit pe uh, Radu Câmpeanu călare pe PNL să fi făcut o alianță cu Partidul lui Iliescu. Vrodată dar nu înțeleg nici ăștia cine sunt și cum au uitat atât de repede cum au fost bătuți, incendiați, devastați în parire, aruncau minerii toate copiatoarele alea că fac... Îți da. aduce aminte. Doamne Dumnezeu, da. Deci nu, nu, mai există nicio urmă de uh, istoricitate în, în latura asta a identității politice. Alianța asta, uh, ca să-ți explic, și atunci am zis așa, Atacăm primul lucru pe care îl putem ataca Adică europarlamentare Europarlamentare uh, uh, Modelul este simplu, să-ți recunoști puterile Nici Partidul Aur, nici Partidul USR N-au atacat la prima tentativă alegerile locale Pentru că n-ai forță, n-ai în toate satele și în toate comunele Și orășelele și orașele și capitalele de județ uh, masa de lucrători de partid care să asigure niște liste complete cu oameni onorabili și să-i Și atunci atacăm europarlamentarele, vedem ce se întâmplă, după care atacăm Parlamentul României și dacă semnalul de la europarlamentare și semnalul de la Parlamentul României este încurajator, atunci mă ies și eu puțin la jogging, mă duc la sală, mănânc și eu câte o jumătate de porție ca tine și uh, uh, mă bag la luptă pentru că mie, bătălia uh, pentru preze, președinție mi se pare mai simplă decât astea. Late. Că oamenii au de comparat două, trei, patru, șapte personaje. și. Da, pe, pe persoană aici. Pe persoană, da. da. Și în uh, turul 2. E foarte simplu, da? Bun. Acolo, bine că e turul 2, că la locale aici nu mai e turul 2. Da, la dar acum chiar n-am de ce să vorbesc despre locale, că nu ne privește.